să începem? Așteptăm. Deschide ușa creștine, deschide ușa.
credeți un minut, cel puțin de Crăciun, de albe florile ruile, vezi pe mare din ce a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. De fiecare dată cu emoție primim colinda voastră și emoția asta ne duce spre întâmpinarea marii sărbători care urmează, a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi marți noaptea spre miercuri dimineața, atunci când bănuiesc că o să mergeți cu colinda. Vă mulțumesc foarte mult că nu ne-ați uitat nici în acest an și ați venit, ne-ați deschis sufletul cu aceste colinzi minunate și am constatat anul acesta, nu numai la voi și la alții, că veniți cu colinzi noi, pe care cel puțin eu nu le-am auzit, multe dintre ele. Și mă bucur. Mă bucur că această tradiție noastră de a colinda, care este cel mai frumos lucru, nu trebuie să ne fie rușine să colindăm, trebuie să fim mândri că suntem în preajma sărbătorilor Crăciunului și colindăm. Că acesta este cel mai frumos lucru pe care noi putem să-l facem. Eu vă doresc, în primul rând, să fiți bun la carte. Asta este cel mai important lucru pentru voi. Pentru că dacă veți fi bun la carte, veți reuși în viață. Adică fiecare, când veți fi mari, veți deveni ce veți dori. Cei care învață, ajung acolo unde trebuie. Asta este cel mai important. Apoi să le transmiteți părinților voștri sărbători fericite și un an nou cât mai bun. Doamnelor învățătoare, domnule învățător, vă mulțumim odată că vă ocupați de acești copii ai noștri, să vă dea Dumnezeu sănătate, să aveți sărbători fericite, liniștite alături de
cei dragi dumneavoastră, de oameni buni și, așa cum spun la toată lumea care ne colindă în fiecare an, ne ducem înainte cu speranța că anul care urmează va fi mai bun decât cel care a trecut. Să fim sănătoși și toate cele bune, sărbători fericite. Fiecare dintre voi vă rog să luați un mic cadou de la noi în momentul în care ieșiți afară. Sărbători fericite! Haideți, merită-ne! Cine vrea să primiți, Bine, bineînțeles!
specială sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că reușește întotdeauna să ne unească, indiferent că suntem români, maghiari, catolici, ortodoxi, reformați sau, mă rog, din divers, care avem diverse concepții despre viață sau diverse afecțiuni, la Crăciun suntem toți unul. Dacă Paștele, din păcate, nu se ține întotdeauna deodată, avem unii după un calendar, alții după altul, totuși la Crăciun suntem împreună și facem același lucru, cel mai frumos lucru de pe pământ, adică prin colinzi ne deschidem sufletul ca să-L primim așa cum se cuvine pe Iisus Hristos care se naște în noaptea de Crăciun. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați colindat. Vă mulțumesc în același timp că nu vă este rușine de această importantă tradiție a noastră, aceea de a colinda la Crăciun. Nu este lucru mai frumos în lume. Probabil sunt tineri care consideră că a colinda este depășit și nu e la modă și chestii de genul ăsta. Și, mă rog, trebuie să ne fie milă de ei, pentru că ei săraci nu înțeleg ce se întâmplă pe pământ. Dar cei care duc tradițiile mai departe, aceia știu să respecte tot ce au. E ca și cum nu ți-ai respecta părinții sau bunicii, pentru că tu ești mai modern ca ei și ei sunt puțin depășiți. Asta s-ar întâmpla și cu colinzile, dacă am începe să le lăsăm și să ne ocupăm, nu știu, să cântăm manele de Crăciun. Vă mulțumesc încă o dată, vă doresc să aveți sărbători fericite, să nu uitați că cel mai important lucru e să aveți prieteni buni, oameni buni alături și eu vă doresc ca acest lucru să se întâmple, să aveți sărbători fericite alături de cei dragi vouă. Domnilor profesori, doamnelor profesoare, vă mulțumesc că țineți legați de aceste importante tradiții de sărbători, acești frumoși tineri, să aveți sărbători fericite, liniștite și, așa cum le spunem la toată lumea și în fiecare an, ne ducem mai departe cu speranța că urmează un an mai bun ca și asta la altul. Știu că sunteți mari pentru a primi pachetel cu dulciuri, dar totuși vă rog să-l luați și dacă considerați că trebuie să faceți altceva cu el, îl dați la cineva. Sărbători fericite! Scuze că l-am rugat pe domnul City Manager să spună câteva cuvinte maghiare. Da? Am uitat. Da. Lasă repetea că sunt elekinici. Atestă e legă, chiar dacă și noi clebe te ești urt, ești... Noi din City Manager câsui după soia, ne vrem din de muncă ta și ne vei veniși. Ești mintoi pur la mea știa reușită, e noi în ciuda la durdurul cu din City Manager, se tot ochiune, mine pe cur. Ești cantat, tot nemțic, cantat, nu știu, este tine, este șuca aici, cine am nimeni de noi în sigurul lor. Még egyszer köszönjük, kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket, Jeremiában gazdag boldog új évet is. Noi vă mulțumim în mod deosebit că ne-ați primit astăzi cu Colinda. Grupul acesta de elevi de la Liceul Tehnologic Ioan Osian a venit să vă colinde și să vă transmită mesajul cadrelor didactice al tuturor elevilor și a celorlalți salariați din această instituție, de sărbători fericite și la mulți ani! Mulțumim foarte mult! Iubire și dragoste și sănătate și credință și speranță și la mulți ani! Mulțumim foarte mult! Haideți! Să colindăm, să-ți
Thank you.
Bogată roagă la hotar,
La vreme ploi și soare și viața să vă fie rai și o darbă sărbătoare, norocul, pacea, binele să se la toată casa de român și în țara românească, la toată casa de român și în țara român. Doamnă directoare, domnule director, doamnelor și domnule profesor, dragi tineri, în primul rând vă mulțumesc pentru că în această perioadă foarte importantă din calendarul unui an de zile pentru sufletele noastre, din punct de vedere spiritual, evident, importantă,
ați venit să ne colindați, lucru pe care îl faceți în acest an. Și de fiecare dată când îi avem colindători pe cei de la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu, eu cel puțin am o emoție suplimentară, gândindu-mă la faptul că este școala pe care am absolvit-o și în care, să spun, m-am format ca și eu, pentru că cele mai importante amprente asupra dezvoltării din cariera unui om se întâmplă în liceu și o să-mi dați dreptate peste câțiva ani. Acum n-aveți cum să-mi dați dreptate, dar o să-mi dați dreptate peste câțiva ani. Acolo se leagă cele mai importante prietenii și acolo spui bazele cunoștințelor pe care, evident, ulterior le dezvolți, fiecare în direcția pe care o alege. Și mă bucur de fiecare dată și de-a lungul anului mă bucur când văd că obțineți rezultate deosebite la învățătură. Mă bucur în același timp când văd că vă avem ca și partener foarte important și foarte serios în proiectele sociale pe care le avem de-a lungul anului. Când văd că nu vă este rușine să mergeți să ajutați un om, pentru că mulți colegi de-a voștri consideră, nu știu, să colin sau să mergi să te apleci în fața unui om care o duce mai greu, li se pare că e o chestie depășită și ei nu se coboară la nivelul acesta. Ei, voi nu faceți acest lucru. Înseamnă că, pe lângă faptul că sunteți educați, înțelegeți care este cursul acestei vieți. Pentru că viața nu ne oferă tuturor aceeași șansă și alții oameni, pentru a li se întâmpla lucruri bune, au de luptat mult mai mult decât au alții care au o situație mai bună. Deci vă mulțumesc din suflet și pentru partea asta, că vă implicați în activitățile sociale și dați un exemplu poate și celor mari, că se poate mai bine și România aia pe care ne-o dorim toți, mai frumoasă, mai bună, cu oameni mai frumoși și mai deștepți, nu se poate face decât pornind de jos în sus. Niciodată să nu vă imaginați că o să aterizeze în fruntea țării odată unul nemaipomenit, pus de Dumnezeu și ăla va face ordine în țară. Ordinea trebuie făcută de jos în sus. Și dacă noi nu știm să facem din lucruri cât de mărunte să le facem frumoase, atunci nu o să avem o Românie frumoasă. Bun, în același timp vă mulțumesc, v-am spus, pentru rezultate la învățătură și nu în ultimul rând pentru activitatea culturală. Și văd mulți dintre voi aici cărora ar trebui să le mulțumesc și întotdeauna demonstrați și în această perioadă că aceste calități pe care le aveți voi le folosiți și mângâiați urechea ascultătorilor în nenumărate ocazii. Știți voi foarte bine. La baluri, la anumite petreceri pe care le faceți și eu mă bucur de fiecare dată și să știți că în noi veți avea un partener serios în desfășurarea acestor acestea. V-aș putea povesti până mâine. N-o să vă mai... Vă mulțumesc încă o dată, vă spun să aveți sărbători fericite, să nu uitați niciodată persoanele care sunt importante în viața voastră. Încep cu prietenii, că sunt convins că la ei vă gândiți prima dată. Deci, dacă aveți prieteni adevărați, aia o să-i aveți toată viața voastră, pornind din liceu. Cele mai adevărate prietenii să se leagă în liceu. Și, nu în ultimul rând, profesorilor voștri, pe care o să știți să-i apreciați. Fac o paranteză aici, aveam un diriginte extrem de exigent, care, mă rog, era și altă lume atunci, în anul 86, s-a supărat odată pe noi, vă dau un exemplu, și ne-a pus să luăm terenul de tenis ăla de lângă liceu, să-l săpăm și să punem pentru măgării pe care le-am făcut noi băieții, să le tumire în același timp pe care transmitem și spre școala sufletului nostru. Să aveți sărbători fericite, să aveți un an 2020 cel puțin la fel de bun, din punct de vedere profesional, al profesiei voastre de elev, de ce nu mai bun. Și să vă bucurați de lucrurile frumoase pe care vi le oferă viața. O să vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de elevii dumneavoastră și starea asta de normalitate, evident că îi susține și implicit ne susține și pe noi. O să rog și pe Ernő, pe domnul City Manager, să spună câteva cuvinte în limba maghiară și la sfârșit o să vă propun ceva.
Acum mi-am venit. Nagy szeretettel köszöntelek én is titeket. A szabályok nincsenek, mert tényleg egy ilyen előadás, ez gyönyörű volt. Nem tudom, mennyit készültök, meg hogy csináljátok, de meg szeretném kérdezni, hogy hányadikosok vagytok, hogy hány évig tudjuk majd még élvezni, ha... Tehát, hogy eddig fogok... Na, hát akkor még van egy... Na, tehát tényleg nagyon csodálatos, akármilyen színpadon megállná a helyét, beleértve a kollégák előadását is tényleg. Mondhatom, hogy ebből az évből, és szerintem minden évből ti voltatok mindig a legjobbak. Ezért gratulálok nektek, és köszönjük, hogy minden évben elfáradtak ide a Városházára, a saját nevemben is, de a munkatársaim nevében is. Hát sok sikert kívánok nektek a továbbiakban, kellemes ünnepeket, és mint a polgármester úr is mondta, egy 2020-as nagyon jó esztendőt mindenkinek. Még egyszer köszönjük. Eu vreau să vă propun să colindăm trei strofe dintr-o colindă, toți în sală. De exemplu, nu știu, o sară penserată sau care e mai ușoară? Trei strofe. Ei, nu cred că nu știți, o sară penserată, Fecioara Maria, din Efraim Cetate, călătorii vedea. Sau orice veste minunată, care pe hai, voi porniți, care vreți voi trei strofe? Bun, o încep eu? Care vreți? Aseară penserată? Bun, aseară penserată, o încep eu. Cât astă pe mine? Aseară penserată, Fecioara Maria, în Efraim cetate, călătorii venea, și fiind obosită,